Linaria, mm-hmm. Ce avem azi, băiți? Avem pe fond grecesc muzică, dar dacă pui iar de chine, te... îți scot butonul de la mixer. De fiecare dată când vorbim despre Grecia, tu pui de ghinete. Pune și tu altceva, mai găsește și altceva acolo. Scordostumbi sau Melitzanes me feta. Vine-te cu feta și cu roșii la cuptor. Așa. Hai, povestește. Hai, cum, bun, băiatule. Bun și el. Foarte simplu de făcut, foarte bun, de mâncat vara pe căldură cu un vin alb lângă. Fuu, excelente. Deci vine-te. Când alegeți vinetele, trebuie să vă uitați, nu prea mari, de-alea mai lunguiețe sunt mai bune, nu de-alea bombă rotunde, așa. Să nu fie foarte tari, că dacă sunt foarte tari, înseamnă că au semințe multe, sunt, trebuie să aibă o anumită moliciune fermă, nu știu cum să descriu, și să lucească, să fie pielea aia lucioasă. Și le tăiați frumos pe lung și le crestați cu un cuțit ascuțit, vârful așa, le faceți o hașură. Da? Nici foarte deasă, nici foarte lată. Ca să nu, și atenție să nu străpungeți pielea. Da? Și acolo se freacă cu sare, piper, oregano uscat și se pune ulei de măsline. O să înghită o grămadă de ulei de măsline, dar ăsta este tot chichirezul, și după aia se dau la cuptor într-o tavă, la 200 de grade, cu răbdare, până se rumenesc. Când știi că sunt făcute? Când s-au rumenit, practic. Și atunci se scot și în timpul ăsta, cât ele se rumenesc, pisăm niște usturoi, facem așa, ca un început de mușdei, să zicem așa. Se taie roșii cubulețe, îmi plouă în gură, deja. Și nouă, da, noi avem umbrelă. Așa. Roșii cubulețe se storc un pic, fără să le facem praf în pumn, cât să mai iasă din zeama, din ele, că nu e bine să aibă foarte multă zeamă, și telemea fărâmat, feta, dacă e, sau telemea uscată fărâmată, se pune pe deasupra, deci... Feta, da, dacă dă-o puți... acolo, păi se găsește. Bine, da. Și pe deasupra, deci, vinetele scoase din cuptor, coapte deja, se ung cu mușdeiul ăla, cu usturoiul pisat, se mai pune puțin piper, roșii cu bulețe tăiate mărunte așa pe deasupra, din belșug, și din belșug feta sfărâmată. Și toată povestea asta se dă din nou la cuptor, până se rumenește un pic feta aia și se gătesc roșiuțele, se scot, se mănâncă la fel de bine, se mănâncă cu lingurița. Sau cu lingura. Cu mâna poți mănânci. Da. Și se mănâncă la fel de bine și calde și reci. Și vă spun, cu un Malagusia rece lângă, sau cu un Asirtico, dacă găsiți, au început să găsească și prin România vinul ăsta. Scumpe vinurile grecești. Da, sunt scumpe. Se găsesc, dar sunt scumpe. Și în Grecia vinurile bune sunt scumpe, să știi. Vinul bun, de obicei, e scump, nu e o regulă. Găsești vinuri foarte bune și la prețuri rezonabile, dar un vin alb, proaspăt, rece, ușor acidulat, mamă, merge ca focul, ca focul. Deci asta e Melitzanes me feta. Și la sfârșit o portocalofita desert. Nu știu să vă spun cum să o faceți. Păi zi acum, dacă nu știu. E o prăjitură însiropată cu sirop de portocale, foarte dulce. Da. Foarte bun, un fel de pandișpan cu sos de portocale. Da. Da, trebuie să știi. Pe care nu știu să vi-l spun cum îl face, că eu dacă știam să-l fac, nu ne mai vedeam acum, eram spitalizat. Dar găsiți rețete pe internet și puteți încerca.